3 a introdus sistematic forme de feminin ale numelor de profesii și meserii consacrate numai ca masculine. Este și cazul substantivului chirurgă, care are însă indicația rar. Multe dintre aceste substantive la feminin nu sunt încă atât de curente în uzul actual, în care se preferă încă sintagme de tipul femeie chirurg. Prima ediție a dicționarului Tezaura Limbii Române a fost publicată sub egida Academiei Române în două serii așa numitul DEA sau Dicționarul Academiei, între 1913 și 1949, sub coordonarea lingvistului Ardelean academician Sextil Pușcariu și a doua serie numită Dicționarul Limbii Române între 1965 și 2010 sub coordonarea academicienilor Iorgu Iordan, Alexandru Graur și Ion Coteanu, ultimele volume sub coordonarea academicienilor Mariu Sala și uh, Gheorghe Mihail. Dicționarul Tezaura Limbii Române, așa cum îi spune și numele, se adresează întregii națiuni române. Aș zice, el a fost gândit ca atare și uh, presupune luarea în considerare a întregului corpus lingvistic, lexical românesc, necesar pentru toți cei interesați în a cunoaște uh, istoria limbii, dezvoltarea vocabularului, varietatea, diversitatea lexicului românesc, uh, de la începuturi și până în zilele noastre. Așadar, aș zice că uh, Dicționarul Limbii Române este util publicului care vrea să știe istoria, diversitatea, funcționarea și aș zice, frumusețea limbii române de la origini până în prezent. Care este diferența între acest dicționar Tezaur și Dex? Diferența este foarte mare. Pe de o parte, dicționarul istoric al limbii române, așa cum îi zice și numele, dicționarul Tezaur, este un dicționar istoric și etimologic al limbii, acoperind întreaga paletă a vocabularului românesc, în timp ce dex respectiv Dicționarul Explicativ al Limbii Române, este o lucrare lexicografică, explicativă, de uz general. Dacă, să spunem, Dicționarul Tezaur al Limbii acoperă practic toate aspectele limbii într-o perspectivă istorică și culturală, Dicționarul explicativ al limbii române este un dicționar mai degrabă funcțional, în sensul că, în mare măsură, acoperă cam aceeași realitate, însă, la un nivel uh, structural mai adaptat publicului uh, interesat. Dicționarul istoric al limbii române are o structură uh, specifică, uh, mult mai dezvoltată decât cea a Dexului are citate, ceea ce este foarte important, dă primele atestări ale diverselor sensuri, ale cuvintelor, are o structură mult mai elaborată, în timp ce Dexul este gândit în mod obiectiv, adresat fiind marelui public, într-o formă mult mai sintetică, fără chestiuni de ordin istoric, fără citate, cu o altă desfășurare a sensurilor, pentru a fi util publicului, să spunem așa, mediu instruit. Cum se numește un vinovat, un deținut care își recunoaște greșelile și își cer iertare? Căutând în dicționar, consider că um, poate fi numit penitent, spre exemplu, sau chiar pocăit. Dar, atenție, când spun penitent sau pocăit, mă refer la sensul concret de vinovat, care își recunoaște greșelile și și le asumă. Pentru că atât pănitând cât și pocăit sunt cuvinte polisemantice, care au diverse sensuri. Sinonimia se realizează pe sensuri, nu pe cuvinte. Noi spunem sinonime lexicale, nu? Între două cuvinte. Dar în realitate, sinonimele sunt realizate între două cuvinte. Relația de sinonimie este realizată între două cuvinte, numai în cazul cuvintelor, acelor cuvinte echivalente semantic monosemantice. Dacă vorbim de două cuvinte polisemantice, practic sinonimia se realizează la unele, la unul sau la unele dintre sensurile celor două cuvinte, și nu pe ansamblu. Așadar, cred că penitența au pocăit acoperă această realitate despre care a întrebat telespectatorul